S-a încheiat prima săptămână din evenimentul Rivals și a sosit momentul nu să facem totalurile. După prima săptămână am ușor peste 200 de Blue Tokens și 179 de Red Tokens. Chestia care merită menționată, puțin s-au dat peste cap calculele cu dacă vom putea să facem doar unul din cele două carduri dintre Maldini și Zanetti. Există o mică speranță că am putea să le facem pe ambele, fiindcă v-am arătat în unul din penultimele clipuri, tot bagă exchange-uri. Domnii de la FC Mobile, exchange-uri de unde putem să luăm și puncte din astea Red Tokens, pe lângă astea cu, vedeți, cu pachetele chestii, am avut tot exchange-ul lui Mertens cu 60 de Red Tokens și exchange-ul lui Zubimendi cu 30 de Red Tokens, tokeni care sunt destul de mulți, pentru că condițiile nu sunt atât de mari la aceste exchange-uri, nu erau atât de mari când le-am făcut și evident cine nu a făcut aceste exchange-uri, dacă doriți să vă agățați de acea mică speranță de a putea să faceți ambele carduri de la Rivals, de la secțiunea de bază, trebuie să faceți și acele exchange-uri și repet, nu au condiții foarte mari, cardurile de acolo chiar dacă nu aveți nevoie de ele la echipă sau ceva, înțeleg, măcar le utilizați pentru alte exchange-uri ulterior. So, e win-win. Acum, după prima săptămână, ci că se încheie și rivalitatea dintre Real Madrid și Atletico Madrid. El derby, cum se spune, și putem cu toții deja să luăm cei care am jucat, evident, reward-ul de la final. Eu l-am pe Eder Militao, oamenii care au mers pe Atletico îl au pe Jimenez, parcă. Central back de 88, la fel, e nevoie de 1050 de puncte din astea. Ulterior, după ce filmez clipul, mai joc și meciurile de aici și o să am ceva mai multe puncte. Acum am 1060, voi rămâne cu 10 puncte după ce voi colecta totul de pe aici. Dar din ce țin minte, când au prezentat evenimentul Rivals, au zis că după prima săptămână acest capitol nu va dispărea, va rămâne în joc și vei putea probabil în continuare, cu punctele de o să le acumulezi și ulterior, să colectezi totuși reward-urile astea de pe aici. Dar am zis, hai mai bine să le iau eu în ultima zi, fix înainte să se deschidă următoarea secțiune cu Super Clasico, ca să nu am parte de surprize sau ceva, să se închidă, să zic că ăștia că s-au supărat pe viață și nu mă mai lasă să-mi iau reward-urile și să fi jucat degeaba o săptămână la acest eveniment minunat. După cum ziceam, reward-urile de aici sunt jalnice, pe care tot le colectăm de cât, uite, 1000 de gemuri cred că luăm. Yep, 1000 de gemuri măcar care sunt binevenite și un dudec care devine din ce în ce mai puțin relevant în joc, pentru că majoritatea deja au carduri de peste 90 OVR la echipă, la care e nevoie de Mascherano deja ca să le faci upgrade, deci dudec ăsta din ce în ce mai puțin dorit și de inimioara mea. Dar îi dăm colect acum domnului Eder Militao, central back de la Real Madrid. Tot m-am mai plâns când au băgat evenimentul în joc și am zis, bă, măcar de-i te dau 90 sau 91 OVR să fie mai ok, pentru că la evenimentul UCL de curând a fost posibilitatea să-l faci gratis pe acel Rudiger de 89 OVR și acum să mergem în downgrade cu central back-ul ăsta nou gratis de-l facem cu la 88, nu mai bine tot creșteam acolo puțin. Habar n-am, material pentru exchange-uri o să fie acest card pentru majoritatea, presupun. Să sperăm că la celelalte secțiuni vom avea parte de carduri și mai mari în OVR. Deci am colectat astea așa frumos și de la Rule Breakers vreau să văd, pentru că se termină acest mini-eveniment, eveniment secundar, care mie mi-a plăcut destul de mult și la nivel de design și la nivel de cherry reward-uri puteam noi să colectăm de pe aici. Mi s-a părut super ok pentru un eveniment de două săptămâni, absolut adorabil pentru mine. Eu l-am făcut de aici deja pe Ache și pot să mai colectez două bucăți de ale lui Mascherano cu punctele de mi-au rămas, ceea ce este super super tare. Am nevoie de Mascherano și rămân cu 50 de puncte, plus dacă joc questurile de azi din ultima zi și meciul, mai fac câte 40 parcă.
nu știu, să-l fac pe acest balde sau o să iau gemuri. Cred că gemuri o să iau mai curând. N-am ce să fac cu acel balde decât pentru alte exchange-uri să-l folosesc, pentru că l-am pe Ache. De un dudec nu mi-ar ajunge, nici dacă aș face toate astea. Pachetul nu are sens, o să-mi dea fix un card de 80. Deci hai să luăm noi gemurile astea direct acum. Și după văd, poate nici nu mai joc celelalte quest-uri și meciuri, să-mi pierd timpul degeaba, că n-am ce să iau de aici și să merite. Și vreau să deschidem câteva pachetele de pe store cu gemuri, că am mai strâns acolo peste 20.000 deja. Să ne încercăm norocul cu cardurile Rivals, cât încă e mai la început evenimentul. Aceste carduri iarăși sunt mai scumpe pe market, ulterior cu trecerea timpului se vor duce mai în nas prețurile lor și va avea din ce în ce mai puțin sens să deschizi pachete și să încerci să prinzi carduri, pentru că am zis, vor fi mai ieftine, dar acum cât e la început, hai să mai forțăm puțin și poate avem și noi noroc de ceva interesant. Am mers iarăși pe pachetul ăsta standard, pentru că după ce deschidem 10, al 11-lea pachet puțin mai bun, ți se oferă gratuit, ceea ce este foarte bine, un goalkeeper de 100.000 de coins, absolut inutil, mersi foarte mult EA, puneam să zic FC Mobile, în loc de EA Sports, că de EA Sports mă plâng eu mereu, nu de FC Mobile, de companie, nu de joc, deci 4 pachetele, clasic, absolut nimica, nici când făceam speranțe prea mari, sincer, dar... Dar un walkout, nu? Măcar din 10 pachete, zic și eu, ar fi de bun simț, ar fi frumos, nu știu cum să vă zic, dar din ce... Din ce terci se întâmplă acilea? Cred că nu avem parte nici măcar de un walkout din 10 pachetele, deci... Adică nici n-am cum să mă plâng. Ultima săptămână și pe contul ăsta și pe contul de Road to Glory am avut puțin tel noroc la ce pachet am mai deschis și de la Division Rivals și am făcut și profit, so stăm pe spate, nu mă plâng prea tare acum. De la Betis, un Mark Bartra de 85 ovare care costă decât 300.000 de coins. Aolo. Cardurile de la UCL din astea de 85 erau mult mai scumpe, astea jale de la Rivals. Probabil pică mult mai des astea de 84, 85, 86 de la Rivals și din această pricină sunt și mai ieftine. Acum să vedem acest standard gift, 85, 95, te rog să nu fii minim un card de 85, poate ceva care să se vândă cu vreun 4-5 milioane pe market, măcar ar fi senzațional. Left winger brazilian. Ok, oricum e bine. Un card de 90. Am văzut left winger brazilian, automat toată lumea s-a gândit la Vinicius, probabil ca și mine de la Real Madrid, dar n-am văzut, mi se pare că nu are card Rivals. Și după când am văzut clubul, am zis stai că e ceva janghină. De 85-86, dar uite că e Willian de 90 OVR, care nu costă atât de mult totuși pentru un card de 90 OVR, dar am cerut ceva care să se vândă pe market cu 4-5 milioane și uite că mi-a dat un bărbat care se vinde la 9, poate chiar 10, ia să vedem ce zice domnul Willian, dar de ce mi se pare destul de ieftin totuși, left winger, bam bam bam, poziție frumoasă, alea, ok. Hai că-l vând la 9 milioane, probabil ce, n-are stețurile, atributele prea bune. 4 la weak foot, 78 pace, come on, pentru un winger e jale, doamne! Nici pentru un central back deja nu prea accept eu, un central back de 90 OVR n-aș accepta acest pace. Dar pentru un left winger e dezastru. Dar îl și înțelegem pe Willian, are deja 35 de ani. Nu mai fuge el cum fugea odată. Aia e. Anii își cer plata. Ok. Dar mă bucur că a picat acest domn Willian. 90 OVR. Primul card de 90 OVR de la Rivals, nu?
altceva de la Rivals mai mare, de atâta nu am prins până acum. Super, super binevenit dumnealui. Trec de 110 milioane de coins, deja cu ce o să colectez acolo de pe market. Și următoarea mutare la care mă gândesc eu pentru echipă ar fi portarul în primul rând. Încă stau la dubii ce să aduc acolo. Am vorbit despre ideea de a-l aduce pe Van der Sar de 89 OVR și a-i da upgrade cu cardurile lui Dudek, pentru că am strâns doar atâtea? Sau pe contul de Road to Glory aveam mai multe bucăți de Dudek acumulate, nu mai știu. Dar și aici, uite că am câteva bucăți de ale lui Dudek și mă gândeam să-l aduc pe Van der Sar de 89 și să-l fac poate de 92 cu rank up și să-l joc acolo, pentru că ceilalți portari deja de la 90 plus sunt destul de scumpi și deja dacă aș vrea să le dau rank up, să le boostez atributele ceva mai tare, aș avea nevoie de carduri de ale lui Mascherano, pe care nu cred că aș vrea să le utilizez pe un portar decât de vreo 90-91 OVR. So, yep. Încă stau la dubii ce portar să aduc și nu fac schimbarea asta momentan. Mai aștept câteva zile, o săptămână, mă mai gândesc, mai procesez, se mai întâmplă chestii pe joc între timp și vedem. Până una alta, să continuăm drumul nostru spre Legendary 3, la Division Rivals pe acest cont și la Versus Attack și la Head to Head. Că avem nevoie de reward-uri cât mai bune acolo la final de sezon de la Division Rivals, nu-i așa? Ce prost am jucat faza aia acolo. Nu doream să pasez în direcția aia, dar deja n-avem de ce să ne plângem. Nu putem să ne plângem că nu se mai rezolvă nimic. I-am dat schemă! Chiesa, unde-i la incendiu ăla? L-ai băgat în buzunar și ți-a căzut? Că ți-am dat să faci un line change de Doamne ajută, dar tu n-ai vrut. Ok, a trecut pasa de la acel bărb. Come on, de ce s-a dus atât de slab în tackle? Auci, pe loc a făcut tackle-ul ăla. Dar m-am și grăbit puțin. GG. Am știut că să facă line change ceva, dar am și așteptat și am dat să facă pas. A făcut un singur pas decât și s-a dus cu tackle-ul ăla. Ok, nu e problemă, putem să revenim. Putem să revenim. Dar să se miște jocul bine, să-mi ia comenzile când trebuie să-mi ia comenzile, nu când vrea jocul ăsta să mi le ia. De ce s-au dus doi așa acolo și nu mi s-a deschis, nu s-a demarcat niciunul mai ancoa din bărbații ăștia ai mei? Ia zi, Dan, ce zice finesul ăsta? Am zis că ți-l pui pe stângul și șutezi, dar n-ai vrut treaba asta. I-am dat pasă din prima, e puțin delay. Ca și atunci cu schema aia cu Chiesa. Ok, hai că am marcat și eu aici, dar a fost puțin tele ciudat acest match în ultimele câteva minuțele. Am avut noroc de aici de o fază super bună. Pireu pe poziție de șut. Nu ratează o astfel de ocazie și aș vrea să fac și modificări rapid. Zidane deja e mort, l-am alergat puțin, Seedorf la fel și îl băgăm pe Haaland la mișto în locul lui Chiesa. Dar îl pun ca striker pentru că pe bandă mă nenorocește, neștiind scheme, chestii, balance, agility, nimica. O să mă scoată la pensie Haaland dacă îl joc acolo. Dar hai să... nu, la ăsta, la altă am vrut pasa la celălalt, care era mai bine demarcat, că ăsta mi-am dat eu seama că e după fundașul său și n-are sens să-i dau pasă, dar jocul a decis că sunt... Aici, da. Acelea nu mai am scuze, eu am dat comanda prost. Gata. S-au terminat scuzele pe ziua de astăzi. Ok. Hai și cu meci la Versus Attack și ne ajunge pentru ziua asta minunată, dar să fie win! De data asta ar fi frumos, nu doar egalitate. Ca în meciul de head-to-head, bun. Bun. Aveam șanse mai bune. Cele are formația pe care am jucat-o eu până nu de mult. Pe acest cont, 4-2-4, foarte, foarte ofensivă oarecum. Cu doi strikeri, îl are și pe Haaland acolo, foarte frumos, puțin laggish prima fază. Să sperăm că se redresează situația, altfel ne supărăm. Pele, shoot, 1-0, Gică Hagi, nu ratează Pele și e bine că și-a revenit și jocul, foarte, foarte bine.
La lung vreau chestia asta, am vrut să zic pasa asta, pentru Chiesa pe stângul, frumos. Acum iarăși una mai așa, la Pele din voleu. Ok, de data asta n-a fost golazo. Understandable. Nu s-a putut cu win, blestemul Barbă Neagră lovește din nou și nu pot să fac și eu un win fix când filmez. Să zică oamenii că sunt super bun pe jocul ăsta, mai dăm un try, nu? Măcar la final. E același jucător? Cumva? Aceeași formație, tot cu Haaland acolo? Nu prea am fost atent la nume sau la ceilalți jucători neapărat. Ok, dacă mi-a dat același jucător, să fie chiar revanșă, dacă se poate, nu? Ar fi foarte, foarte drăguț. Un șut de la Pele, simplu, fără să încărcăm mult și s-a teleportat balonul în poartă. Cred că ăsta era planul până la urmă. Pireu i-am dat să șuteze din prima, dar întâi a oprit-o. Ce se întâmplă iar cu meciul ăsta și cu lagul ăsta? A ridicat balonul prea sus aici, Pireu. Aveam emoții că deja e bară. Aveam puțin tele emoții, dar nu este problemă. Încă avem avantajul, doar să nu-mi bate eu joc de câteva șanse acolo rapid. Și să... Auci, uite cum aici am făcut. Am zis că nu mă ajunge în viteză Marchinue și după am zis că nu se întâmplă chestii cu bare, dar vezi că se întâmplă și chestii cu bare deja. E meciul meu, nu? 9-7, chiar dacă mai dă un gol, este win. Și dacă e același om, până la urmă sunt curios, pot să văd treaba asta. Era altul omul din meciul precedent, deci n-a fost cu același jucător back-to-back. Atâta cu acest clip, ok, și până la urmă pachetele de le-am deschis cu acel Willian de 90 over. Legat de reward-urile de la Rivals, sperăm să crească, să progreseze, totuși să mergem înainte cu ele și să fie din ce în ce mai bune săptămânile următoare, pentru că în prima săptămână, destul de modest. Sperăm că next va fi mult mai bine. Like, subscribe, noi ne auzim data viitoare. Bye bye!